putem începe. Bună ziua, la mulți ani vă urăm din partea instituției noastre, un an cât se poate de bun, plin de sănătate și împlinire. Vă mulțumim foarte mult că sunteți astăzi alături de domnul Nicolae Suciu, cel care a reușit să ne strângă la un eveniment editorial inedit aici, la Muzeul Gazelor Naturale, într-o zi specială. Timpul se scurge, zilele trec, anii dispar și viața se încheie, iar lucrurile pe care am venit să le facem pe pământ trebuie să le facem până mai avem timp. Ziua de astăzi am spune că este o binecuvântare de la Dumnezeu. Suntem în preajma Zilei Naționale a Culturii Române, sărbătorită, după cum știm, din anul 2011 în România, ca o zi dedicată culturii, culturii în genere și proiectelor culturale pe care fiecare dintre noi le avem. Ne bucurăm și noi că, iată, încă de la începutul anului, din prima lună, avem un eveniment editorial, așa după cum spuneam, de o asemenea anvergură aici la noi, prin bunăvoința domnului Nicolae Suciu, care cu festinul domniei sale, și o să vedeți pe parcursul desfășurării întregului eveniment, a reușit să creeze o atmosferă de festin și o atmosferă festivă, aș spune. Mulțumim foarte mult și invitațiilor pe care domnul Suciu i-a strâns astăzi aici și domniile lor au acceptat invitația de a face parte din această piesă desfășurată astăzi. Am să vi prezint mai întâi și pe urmă domniile lor, desigur, vor lua cuvântul. Suntem onorați să-l avem alături de noi pe domnul Nicolae Băciuț, directorul Direcției de Cultură Mureș, editorul acestui volum. Sunt alături de noi scriitorii Răzvan Ducan și Francis Mihai Gărinții, Ioan Marcoș, din păcate, nu a reușit să ajungă, probabil cu altă ocazie. Mulțumim foarte mult de asemenea doamnelor profesor Gabriela Lu, este domnia sa, va citi astăzi două fragmente din volumul Festin și nu în ultimul rând doamnei Gabriela Pădurean, care iată încă de la început ne-a încântat cu câteva acorduri muzicale de chitară. Spuneam că suntem așa la o zi după Ziua Culturii Naționale și de aceea, pentru că l-am sărbătorit și îl sărbătorim pe Mihai Eminescu fiecare an, pe 15 ianuarie, chiar aici sunt câțiva reprezentanți ai despărțământului Astra, nu? Care au venit de la Blaj, de la o activitate, iată, lăudabile inițiative. Am să o rog încă de la început pe doamna Gabriela Pădurean să ne prezinte melodia Răsai pe versurile lui Grigore Vieru, muzica Doina și Aldia Teodorovici. Nici o problemă. Da. Cânti ce vrei tu, lasă-mă. Ok. Cânti ce vrei tu. Dor de Eminescu atunci, versuri Adrian Păunescu, muzica Alexandru Zărnescu. Într-o lume relativă,
română, vicepreședinte al desfărțământului Astra Timotei Cipariu din Dumbrăveni, redactor șef al revistei acestuia, Dumbrăveniul, cu o bogată activitate literară. La 70 de ani a fost distins cu premiul Opera Omnia al revistei Vatra Veche și într-un articol pe care l-am găsit căutând informații despre scriitorul Nicolae Suciu, intrând mai târziu în viața literară, Nicolae Suciu a ales condiția alergătorului singuratic de cursă lungă, detașat de tentațiile înregimentărilor literare de circumstanță. Bonom și cu simțul măsurii, n-a asaltat instanțele critice la modă, ci și-a lăsat cărțile, nu în voia sorții, ci la dispoziția unor scriitori apropiați care țin de afinitățile sale elective. Scriitorii apropiați sunt aici, așa după cum bine i-am prezentat, am să-i rog pe rând să spună câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă scriitorul Nicolae Suciu, cartea Festinul. Pentru început îl rog pe domnul Răzvan Ducan să ia cuvântul. Mulțumesc! Vă rog foarte mult aici la microfon ca să se audă foarte bine. Așa spuneți. Vă rog! Înainte de toate, vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că am venit la Medeaș. De Medeaș mă leagă foarte multe lucruri. Eu sunt de aici în apropiere, peste deal, la Târnăveni. În 1984, dacă nu mă înșel, am câștigat prima ediție a concursului național de poezie organizat la Medeaș, numit Aron Cotruș. Știu că era o doamnă bibliotecară la biblioteca sindicatului, nu mai știu cum o cheamă, ea era organizatoare, președintele jurului a fost poetul din Sărmaș, Ion Mircea, și eu eram tânăr stagiar, inginer stagiar, terminasem chimia pielii, eram inginer stagiar la ultima Medeaș. Deci am legături cu Târnice, cu Medea și un an de zile am făcut naveta, după care căsătoritul am rămas la Târnăveni. Am amintiri extraordinare, de asemenea îl văd aici în față pe Cornel Fugaciu, am fost câștigătorul unei ediții al concursului Medea și Cetate Seculară la poezie, poate să confirme sau să infirme, dacă nu este așa. Sigur, oameni extraordinari ce am întâlnit la Medeaș, probabil dumneavoastră nu o să vă spună nimic, acum 40 de ani, maestru Cloș, inginerul Săvădâș, de la piele, poate prea puțin.
Oricum, la Mediaș vin foarte des, chiar și după făcând cumpărături. Ceea ce am să vă spun despre prietenul, despre cartea prietenul meu, nu este un material critic. Eu nu sunt critic, nici măcar nu sunt absolut de filologie, așa vă spunea să fie cine. Dar probabil am în spate, nu probabil, sigur am în spate câteva zeci de cărți publicate, câteva zeci de volume de versuri, de publicistică, chiar și de cronici literare, și poate că lucrul acesta îmi dă dreptul să spun câteva cuvinte. Deci este un material scris de un scriitor despre alt scriitor. Așadar, Festinul, Cartea Apocalipsei de la Purtător. Materialul acesta probabil mai mult ca sigur va fi publicat în Vatra Veche, revista națională scoasă de Nicolae Bărciuț aici prezent. Înainte de a spune câte ceva despre aceste noi pietre pentru templul meu, cum ar fi zis Lucian Blaga, merg la autor care se destăinuie în uvertura cărții, într-o prefață după prefață, intitulată Scrisoare de întâmpinare. Acesta face, printre altele, o legătură între Cuiul înțelept al lui Nenea Bota, luat din țărână, în ideea că, citez, poate o folosi cândva, și Cuile înțelepte din Plăcuțele de Lut, Cuile înțelepte din care a fost alcătuită epopeea lui Gilgamesh, cu referire la scrierea cuneiformă a sutelor de plăcuțe de lut de la începutul începuturilor cu scârța scârța. Și mai spune Nicolae Suciu, citez, și de aici o întreagă avalanșă de întrebări în genere despre legătura dintre acel ceva abstract din noi, sufletul, și ceea ce avem concret, trupul. Legătura dintre lumea abstractă de lângă noi și cea, și tot ceea ce vedem noi aici, în lumea concretă, chiar dacă azi este și mâine nu va mai fi. Închei citatul. Ca tot acesta să conchidă, ca o adresare cititorului, citez, mă văd nevoit să-ți înmânez și ție miile de cui înțelepte, din care este alcătuit cel de-al patrulea roman al meu pe nume Festinul. Închei citatul. Considerul roman menționat este un jurnal subiectiv, construit pe fapte obiective și închipuite, populat de personaje ieșite parcă din schițele și teatrului caragiale, care arată trăirile proprii cu partea pestrița lumii, iar uneori cu raita în sus, ca să citesc numele altei cărți autorului. Într-una din cronicile făcute lui Nicolae Suciu, vorbeam despre faptul că acesta, ca fiind observator ce este, nu scrie neapărat despre ceea ce este în prezent, cât despre ceea ce ar fi putut fi, dezlegând astfel baierele unei lumi extraordinare din imediata noastră apropiere, cea fanteziei posibile și de ce nu probabil. Desigur, nu oricine gustă așa ceva. Nu oricine are capacitatea de a vedea într-o lume alte lumi, dar cine o are, descoperă frumoase și consistente, dincolo de cele imediate. Este o carte al ultimilor ani, 2020-2022, în, citez, era măștii, a distanțării, a declarației de propria răspundere și mai apoi a vaccinului, digital. Cu alte cuvinte, un roman, citez, consacrat noțiunii de frică, de ceva care roade cu tot mai mare nerușinare, noi înșine, ca un car în grindă. Chei citatul. Patru calupuri mari și late, însemnând aproape 400 de pagini, format A5, este dimensiunea în care ne invită, fără parcimonie, autorul să trăim la gradele înalte de temperatură trăite de acesta, perioada lui COVID vodă, cel care a dat, programat sau nu, lumea peste cap, făcând-o să se întrebe ca pentru sine. Vă vabis, Domnule. Calupul 1 este, citez, despre cum jurnalul poate învinge un om, frica de a scrie despre ceea ce trebuie scris, închei citatul,
fapt care îl face pe autor să se destăime, citez, sătul de pandemie pe 14 aprilie anul curent 2020, adică ieri, la ora 3 postmeridian, m-am decis să încep un jurnal ca să nu lupt de unul singur cu pandemia, închei citatul. Totul este și ironic și sarcastic, mai ales când este nevoit să umble peste tot cu distanțierul oficial. Citez, metrul de 2 metri din tâmplărie, închei citatul, de parcă-i războiul sfârșitului lumii de Maria Vargas Llosa. Lumea înconjurătoare, imediat autorului, e în izbeliștea micul orășel de pe Trava Mare, cu vestitul ei turn bond al bisericii catolice din centru. Acesta dă acestui târg făcut de armeni, în urmă cu secole, dimensiuni astrale, făcându-l un adevărat axis mundi personal și universal. Despre Liana, trecută dramatic prin infecția cu COVID-19, autorul se destăinuie în momentul tensionat între a fi și a nu fi. Citez, ea nu era femeia, ci că e pur și simplu rut, adică iubirea însăși deghizată în femeie. Închei citatul, urmând astfel un sfat dat cândva de mama lui. Existi în măsura în care nu ne cinstești iubirea. Viața școlii de mâine este imaginată de profesorul de limba și literatura română Nicolae Suciu, una cu tele-elevi, tele-manuale, tele-carnetul de note, tele-catalog, tele-hărți, tele-prieteni și cam atât. Și asta obiectiv, ca un reflex logic, la ceea ce îi e dat și ne e dat a vedea ceea ce se întâmplă, că se întâmplă și în prezent. Apelând la introspecție, autorul rememorează momentele de dinainte de 89, când ar fi fost luat la purecat de către un tovarăș pe motiv că ar fi dat la radio local ceva de la Europa Liberă. Citez, pierzi vremea cu prostituașe, cu titlul, ce titlul e ăsta toașe? Pregătire pentru moarte? Ești nebun, măi omule? Nata, îți dai seama la ce te expui? Fii foarte atent, toașe, se va interpreta. Hasul constă și în limba de lemn folosită în acea perioadă, citez realizările, Niminea, Toareș, Pretin, etc., inclusiv de către cel mai iubit. Copilăria este readusă în atenție printr-un episod nu prea plăcut când, citez, gasca boactărilor de pe strada Cioplirii l-au secrestrat pe el cel poreclit Zeghe, trăgându-l de haină în curtea lui Ioji, confundat fiind cu dorul, pentru a i se aplica un supliciu în blocul operator. Ca ulterior, când totul s-a terminat cu bine, să menționeze, citez, ultima șansă de a scăpa de coșmar avea să fie așternea pe hârtie, citez, a tot ce îndurasem în curtea lui Ioji. Închei citatul. Apoi, cronologic, autorul notează, citez, suntem după congresul lui Pește Prăjit, adică după momentul în care relaxarea nu-și mai avea rostul. Acum să vezi pandemie. Ei bine, starea asta de urgență zilnică, națională și internațională, se află doar la începutul ei. Închei citatul. Și totuși, claustrarea naște în autor și nevoia de lectură. Citez, destinul familiei Meissner de Bogdan Eduard și dragostea în vremea holerei de Jean Marquez. Un semn de întrebare și o logică, într-un limbaj voineaoș, e un nou îndemn la reflecție. Citez, nimic nu mai zice ăștia nici despre gripa aviară, nici despre boala vacii tâmpite, nici despre boala oii anormale, ca dovadă că și astea au fost cusute cu ață albă ca să prostească pe proști. Și atunci, de unde să știu eu că veștile astea cu SARS-CoV-2 nu și ele cusute cu ață albă? Coroana mamii,
Covidul mamă, pandemiuța mea devin reflexe condiționate de educația precară care s-a împământerit între cei care nu au învățat carte, ajungând cu cunoștințele despre lume mai târâși grăbiși la piciorul broaște. Și ca în epoca de aur, din nou despre telefoane de amenințare la rezul nopții, privitor la scrisuri care nu-i pe linia noului partid sau partide aflate și aflate conjuntural la putere. Calupul 2 începe în aceeași manieră a lui Eugen Ionescu. Citez. Am venit să vă instalăm și dumneavoastră programul Trăiește Pozitiv, pe care l-ați solicitat pe accept toate. Cu vaccinul care bate la ușă sau fără vaccin, acest sistem va fi, specificau ei, începând de anul următor, obligatoriu, iar având mai multe valențe, prin plecare și cea de ridicare a numărului de frecvențe de organism, că motivele vibrațiilor scăzute în organism, care favorizează coronavirusului, pot fi oboseala, frica, tensiunea nervoasă, furia, ura, durerea. Se vorbește despre mafia ONG-urilor și firmelor care furnizează vaccin și aparatură, citesc, concomitent și satane și Dumnezei, distrugător și salvator, fără de care implementarea noi ordini mondiale n-ar fi posibilă. Anticitare. În altă parte, citesc, printre altele, programul antivirus total presupune ca omul care îl contactează să pună accent pe nepăsare. Reinventați nepăsarea, nesimțirea, închecitatea. Și totuși trăim într-o lume în care bârfa la orice nivel al bolgiilor dantești e mai importantă decât faptea, chiar și la televizor. Închecitatea. Cuvinte puse în gura unui personaj, Marta, cea care văzuse la televizor și, citesc, morci mobile, unde aparținătorii morților veneau să-și recunoască rudele și care, într-o altă carte din Nicolae Suciu, în calitate de profesor, după ce și-a eliberat laboratorul de biologie de material didactic primar, a rămas cu buzele umflate de promisiunea de redotare modernă la standarde europene primită de la Ministerul Educației. Personajul Relu Ciute este prezent și în acest calup capitol, în calitate de povestitor, care, după cum afirmă prefețătorul cărții, domnul Ioan Marcoș, își donează din aparentă comoditate paginile de jurnal disparate autorului propriu zis. Încheie citatul. El este dus și adus, practic, în toată cartea. În calupul 3, care, citesc, despre frica de a mai supraviețui infestării cu anumite idei, închei citatul, apar și alte personaje cu pitorescul undele vicinilor și poveștilor lor. Domnul Puțin, supraveghetor al camerelor de supraveghere din centrul orașului, domnul care se uită prin pumn, domnul care nu se uită prin pumn, intelectualul care și-a deschis de ceva timp la etajul 5, un mini-market cu firma Remaiat măști folosite, locomotor, etc., dar și un număr de telefon devenit personaj prin mod de adresare. Tragă 112. În calupul 4, alte răstălmăciri pe toate părțile ale faptelor și spuselor unor personaje de asemenea pitorești din orășelul unde a fost întemnițată și Ana Pro. Tungi, continuatorul lui Michael Jackson pe pământ, Doru Stilpia, zis Trompetă, Teo Varvari, Zeche, etc. Și, desigur, nelipsitul profesor de filosofie Nelu Ciute. Nici incursiunile în istoria veche și nouă nu lipsesc, cu interpretări proprii, mai de fiecare dată în context sau contextualizat. Este o carte cu luni într-o singură lume, luni văzute și nevăzute și mai ales luni închipuite. Undeva nu știu unde și când,
Nicolae Suciu spunea că nu scrie despre ceea ce este, cât despre ceea ce ar fi putut fi. Și el îl cred pe cuvânt. Este o carte deosebită, care te transpune în situații paradoxale, care îți ridică răspunsul la fileu pentru întrebări nepuse, care te fac să vezi totul în spiritul artei războiului lui Sun Tzu, adică să cauți acolo unde este și să înțelegi unde nu poate fi. Aș fi vrut să fi scris eu această carte. Este, cred, complimentul suprem venit de la un scriitor, în speță poet, pentru un alt scriitor de 24 de cărți. Mulțumim foarte mult domnului Răzvan Ducan pentru distinsa prezentare. Am să-l invit la microfon în continuare pe un alt prieten al domnului Nicolae Suciu, venit de la Sibiu, domnul Francis Mihai Doriții. Vă rog să ne acordați câteva cuvinte. Bună seara! Îmi pare bine să fiu aici când vorbesc de cărțile domnului Suciu sau când scriu despre opera domniei sale. Este totdeauna un moment de sărbătoare. Festinul este un roman de tip jurnal cu multifacesuri intertextuale, o carte profundă în care putem face o incursiune pe valurile marilor teme pe care le abordează Nicolae Suciu în creația sa, iubirea, moartea, literatura, viața. Toate prozele, toate scrierile lui Nicolae Suciu, după cum și domnia sa afirmă, au trecut prin proba teatrului, prin proba scenei. În festinul putem face un drum dinspre absurd, absurdul de sorginte ionesciană sau vișneștiană, trecând apoi prin ridicolul eliadesc și până spre alegorie. De fapt, este o alegorie întreaga carte, din care personajul și personajele încearcă să se elibereze, să iasă din banal, din stereotipii, astfel, asemenea unui personaj din cartea Festinul, Filu, care încearcă să pescuiască într-o apă imaginară, asemenea personajului Iona, al Sorescu, travesează sau face saltul în transmundan. Alegoria, după cum scrie Nicolae Suciu, este calea cea mai sănătoasă de a spune lucrurilor pe nume, capabilă să treacă și să ascundă vremelnicul acestei lumi banale, împiedicate în stereotip. Un scriitor irlandez, C.S. Lewis, vorbește despre, în cronicile autorul Crășilor din Narnia,
într-o carte a sa intitulată Orbul din naștere, un personaj care se vindecă misterios, dar după vindecare este dezamăgit că nu vede lumina, ci prin lumină, cu ajutorul luminii, îi se dezvăluie toate lucrurile. La fel face și literatura, literatura despre care Nicolae Suciu, în multe dintre cărțile domniei sale, inclusiv în Creștinul, amintește de rolul taumaturgic al literaturii. Așadar, o tămăduire prin scris, o cale dinspre vita activă, spre vita contemplativă. Trebuie să privim în profunzimea acestor pagini ale cărții, să privim cu aceea pereche de lentile pe care ne oferă Nicolae Suciu pentru a vedea realitatea, pentru că asta face literatura. Scriitorul nu schimbă realitatea, dar ne-o arată altfel. Așa cum și-a imaginat o pictură Salvador Dalí, răstignirea lui Iisus, văzută de deasupra. Așadar, o altă perspectivă. O altă perspectivă ne oferă și Nicolae Suciu. Literatura, așadar, spune Nicolae Suciu într-un roman anterior, apărut în 2003, mi se pare fascinantul cont de vânătoare. Miracolul în care a fost zidit și a fost durat omul pe pământ este literatura. Cu ajutorul ei, omul poate să depășească curpenișul cotidianului în care a fost basculat sau este basculat zi de zi, ceas de ceas. Este un roman complex în care sunt foarte, foarte multe lumi, pornind de la o lume a suburbiei, izbeliștea cu personaje cu o onomastică dintre cele mai exotice. Domnul Ducan a amintit câteva nume de personaje. Dar alături de acestea este căutarea mai ales probleme de conștiință pe care și le pune omul superior, și anume ieșirea din banal, din stereotip. Și o figură centrală, consider eu, în cadrul acestui roman, este personajul pe care l-am amintit anterior, Filu, care pescuiește într-o apă imaginară, eliberându-se de stereotipii și sub apăsarea pandemiei și cuprins, asaltat de conștiința unei însingurări metafizice, alege calea de ieșire din banal mitul. Așadar, un act esențial, autentic, se retrage în camera dinainte. Așadar, locul acesta pe care am revăzut de atâtea ori, am întâlnit în opera lui Nicolae Suciu un loc sacru pentru sate. Așadar, aici se întoarce în sine Filul și caută să facă față nu doar cotidianului, ci să evadeze. Și căile de evadare la Nicolae Suciu, nu doar în Festinul, ci și în alte cărți ale domniei sale, sunt diverse, de la zid, gaură, perete, pum. În romanul Festinul citim despre gaura neagră deschisă în tavan sau vârful conului. Imaginați-vă acea ieșire fractalică,
spirală. Timpul în care se desfășoară acțiunea romanului este voalat, precizat ca balmascatul pandemiei. Scrie Nicolae Suciu, acest deșanțat balmascat al viacului cu miros de dictatură liberă. Și într-un timp precizat, explicit, izbeliștea. Putem deja vorbi despre o operă în cazul lui Nicolae Suciu, cărți de mare valoare, și aș dori să fac o comparație cu ceea ce spunea filozoful și eseistul Rudolf Kastner despre opera. Trăiesc în vizuină. Vizuina este opera mea. Vizuina nu poate fi distrusă de bombe, nu poate fi nimicită de timp, pentru că și timpul este inclus în vizuină. E nevoie de fantezie, de imaginație, de privirea plastică, de ochiul, de privirea gânditorului grec, pentru a descoperi și a ajunge în vizuină. Și concluzionează, vizuina există pentru a se ascunde. Acea căutare a denegăsitului noician. Foarte multe personaje din carte sunt corelate cu prozele scurte apărute anterior, nume precum al profesorului Umbră, profesoarea de director Umbră, profesoarea de biologie Magda Vintilă. Sunt persoane care traversează mai multe opere. Despre problematica aceasta este marele teme pe care abordează Nicolae Suciu, m-aș opri asupra iubirii, a morții și a vieții. Un spațiu esențial este ocupat în romanul Fașantul Cor de Vânătoare, în care Nicolae Suciu scrie despre iubire și despre moarte, această îngemânare fecundă. Dacă n-ar fi sunat cornul și dacă altul nu i-ar fi răspuns din depărtări, n-ar fi început vânătoarea. Omul n-ar fi aflat nici ce e iubirea, nici ce e moartea. Nu există iubire fără moarte, domnule Castelar. Dumneata o spune de atâtea ori. Și moartea, iubito, e la urma urmei tot o iubire. Și încă ce iubire, și încă ce iubire. Și aceste cuvinte își făceau loc, ecoul acestor cuvinte își făcea loc încet și tot mai deslușit fascinantului, sunetului fascinant, depărtat al cornului de vânătoare, și din fundul lumii răspundea altul și altul, repetat destin, parcă irepetabilitatea destinului omenesc. Aceste teme majore, Nicolae Suciu
le oferă și le umple cu substanța unui cotidian, despre pandemie, despre viața locuitorilor de la bloc, despre apăsarea aceasta a perioadei când omul a fost controlat prin frică, dar unele personaje caută în afectivul acesta, autoclonul afectiv, și aici aș așeza în centru personajul mamei Mirelu Ciute, care spune: iubirea nu poate fi înjosită. Este rugăciunea care polarizează substanța acestui roman. Iubirea nu poate fi înjosită. Personajele se schimbă nominal, dar ideile sunt cele care durează în cărțile Nicolae Suciu. Într-o povestire numită Povestind vei dobândi din cartea omonimă, un personaj numit Natu simte că totul îi se adresează unei alte lumi din el. Așadar, el trăiește aparent, fără, aparent nepăsător, dar de fapt el știe că a aflat undeva că singurul ridicol îl poate aduce omul în nemurire. Așadar, această idee de sărginte eleadescă este prelucrată în pagini magistrale de scriitor. Într-alt loc, într-un alt roman, care se află în conexiune, Sindromul de exaltare în sud-estul Noii Europe, acea trilogie care a apărut de curând într-una singură reunită, Didactica Nova, un personaj asemănător cu Itu, pe numele lui real Ferdinand Degol Marmelată, așadar observați această acest comic al onomasticei a numelor, urcă pe vale în sus ca o sucală la aceeași oră, aparent fără rost, ca să pescuiască într-o apă fără pești. Oricine ți-ar putea crea iluzia unei ape cu pești. Dar personajul acesta urcă pe vale ca să gândească și să fie liber. Așadar, din toate acestea am argumentat rolul taumaturgic al literaturii, care ne face mai bun, iar scriitorul ne oferă o altă perspectivă de a vedea aceeași realitate. Doar că încărcată de frumusețe. Și să sperăm că frumusețea, într-adevăr, va salva lumea, după cum spune marele scriitor rus Dostoevski. Și aș încheia cu aprecierea de pe coperta 4 a scriitorului Nicolae Băciuț, care prin tartele spune: Nicolae Suciu nu doar că are plăcerea de a povesti, dar are și voluptatea discursului. Vă invit să citiți cartea și să o apreciați la valoarea ei adevărată. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi foarte mult pentru cuvintele alese și am să-l invit acum în fața dumneavoastră pe editorul acestui volum, domnul director al Direcției pentru Cultură Mureș, domnul Nicolae Băciuț. Mulțumesc mult, să știți că pe director l-am lăsat la TV Mureș, care astfel de atribuții. De fapt, dacă e să ne uităm în ograda acestor instituții,
vă puteți uita și la Sibiu, și la Alba și vedeți ce se gospodărește acolo și ce orătări cresc într-o instituție care a fost lăsată în 2005 fără buget. Deci bugetul nostru este din 2005, în timpul ilustrei păstorirea doamnei Mona Muscă, 0 lei. Pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, bazându-se pe un principiu promovat de politicile succesive legate de descentralizare. Doamna Mona Muscă a descentralizat bugetele direcțiilor județene pentru cultură, ducându-le la București. O perspectivă cu totul și cu totul nouă a descentralizării. Am venit singur până în Târnăveni, de unde am luat pe Răzvan și apoi din Botoșa pe doamna Uța, Elena Cristea, ca autor, și a trebuit să trecem prin niște încercări, la fel ca în Basme, sau dacă vezi ca balada meșterului Manole, dar ultima încercare a fost și cea mai crâncenă, fiindcă era cât pe ce să spunem am ajuns și atunci foarte cald, s-a lăsat o barieră în jos, următoarea a închis orice speranță și noi am lăsat speranțele atunci în afară ca să poată să crească un balaur, o coadă imensă de mașini și să ne facă pe noi neserioși, oameni care pun la încercare răbdarea cui? A unor oameni care își iau din timpul lor ca să trăiască o stare de spirit pe care nu o întâlnesc oriunde și oricând și cu oricine. Dacă e să developăm acești termeni, atunci cu siguranță că mă simt extraordinar de confortabil în acest loc, chiar dacă am ajuns mai târziu și îmi cer cuvenitele scuze în numele legilor lui Murphy. E extraordinar de bine. Teatrul Național din Târgu Mureș intră în reparație și a decis să-și mute stațiunea la Bistrița. Târgu Mureș și-a închis de mult deschiderea pentru manifestări de acest gen. De altfel s-au desființat toate librăriile din Târgu Mureș, cred că e unul dintre orașele de mare performanță legat de activitatea de difuzare a cărții. S-au mai înființat nici colo niște ganguri și acum o bibliotecă într-un subsol de mall, o librărie într-un subsol de mall, dar a dispărut și atunci aș propune să acceptați să ne mutăm aici. Măcar pe durata cât sunt în reparație niște oameni care înțeleg că așa trebuie promovată cartea, închizând librăriile sau, mă rog, au vândut inclusiv celor de la gaz, centrul de librării l-a luat gazul și și-a făcut sediu. O altă librărie celebră, Romus Gura, s-a făcut sediu de bancă și librăria Eminescu s-a făcut magazin de îmbrăcăminte de tot felul. E aproape o poveste, aș începe să îl urmez în nararea timpului pe care îl petrecem pe Nicolae Sunciu. Sigur că ar fi o prostie să vă povestesc cartea. N-ați avea nimic din câștigat, deși aș avea suficient de momeli cu care să vă fac să parcurgeți această carte, care mă leg și eu acum canecatul de un pai al predecesorului vorbitor, care a vorbit despre ceea ce eu spuneam despre Nicolae Suțu, și anume că este un povestitor cu vocație și care are în plus voluptatea povestii. Știți care este taina acestei cărți când ajunge la dumneavoastră? Trebuie să aveți voluptatea lecturii. Pentru că e o carte care te antrenează, nu te poate lăsa rece, indiferent, să afli dacă în final el o părăsește
sau nu o părăsește pe iubită? Ucide pe dușmanul de clasă sau îl salvează și îl recuperează și face un reinsert social cu el? E mult mai complexă această carte, cum de altfel sunt toate cărțile de proză ale lui Nicolae Suciu. Întâmplător și spre bucuria mea, sunt editorul unei bune părți din opera sa literară și nu mă feresc să folosesc acest concept de operă, pentru că are cu adevărat o operă literară și am avut așadar și privilegiul de a fi, nu știu dacă neapărat primul, dar oricum printre primii săi cititori, nu știu dacă între autor și editor a mai fost un cititor, dar oricum eu am avut această bucurie a descoperirii pagină cu pagină a cărților lui Nicolae Suciu, fiindcă eu am un defect îngrozitor. Eu citesc cărțile pe care le tipăresc, le corectez. La fel cum fac și revista, că sunt singurul editor de revistă din țara asta care citește toată revista dintr-un capăt în altul, pentru că nu mă îngădui să spun că o conduc și să nu știu, așa cum se întâmplă. S-a întâmplat și înainte de 89, când lucram la revista Vatra, fiecare știa parcela pe care o prășea, știa ce e acolo, dar în rest nu știa ce e în celelalte pagini. Acum e mai rău, cred că conducătorii de revistă nici nu citesc deloc revista, vin pe internet textele și le punem acolo din mai multe lădițe, într-un lădoi mai mare și s-a terminat revista. Eu am acest defect, spuneam, nu doar al încercării de a crea o armonie, nu numai a mea cu revista, ci și a revistei cu textele ei, încât să creez și un ritm de lectură și un ritm care să aibă diversitate, pentru că până la urmă asta este o publicație, un mod de dialog cu cât mai mulți cititori de cât mai diverse categorii sociale și profesionale și de vârstă. Când a apărut Nicolae Suciu în viața mea, cum sună de frumos, a apărut în viața mea Nicolae Suciu, e un început de roman de dragoste. Este un regizor. M-am bucurat pentru că avem aici dascăli, câțiva dascăli buni din sală, care sunt nu doar dascăli, pentru că asta semnează pe statul de plată, sunt cărturari. Știu ce spun când afirm că dascălimea noastră este din ce mai aproape de cota zero a culturii pe care o au ca hrană din care trebuie să împartă drăguților de elevi care îi vedeți cu câtă energie și entuziasm caută cărțile. De-abia așteaptă să apară un nou autor pe care să citeze pe Facebook cu câte un pasaj pe care îl croșetează într-un alt pasaj și așa frumos iese un eseu despre o nouă carte pe care n-a citit-o nici dascălul și nici elevul. Fac o paranteză, de fapt până acum numai în paranteze am stat. Ana Blandeana ne povestea despre anii în care aveau la Cluj profesor de literatură rusă pe un domn admirabil ca om, Hodorov îl chema, un nume extraordinar și care a ajuns apoi direct în Casa de Cultură a Studenților, dar care preda literatură sovietică, iar nu drăguții de studenți, Preliceanu, Blandeana, Ion Cocora, erau o seamă de studenți de bună calitate, îi povesteau domnului profesor Fodoroc cuprinsul unor romane care nu existau, ale unor autori care n-au scris deodată ceva și el, firește că aprecia faptul că ei sunt cititorii entuziaști ai literaturii sovietice.
Cred că suntem într-o astfel de etapă în care drăguții noștri recititori citesc cărți care nu s-au scris și din autori care nu există. M-am bucurat așadar că Nicolae Suciu a venit dintr-o lume care parcă și-ar fi abandonat menirea esențială, mă refer la profesorii de română, nu la cei de educație fizică, trebuie și ei să fie, fiindcă altfel facem burtă ca mine, dar profesorii de română sunt cei mai responsabili în ceea ce privește întâlnirea elevilor cu universul lecturii. M-am bucurat așadar că a apărut în viața mea de editor Nicolae Suciu, ca să nu se interpreteze, spun viața mea de editor și atunci am lămurit toate suspiciunile, pentru că venea dintr-o dată cu o scritură matură, cu o siguranță a construcției și am zis, dom'le, e ce om. Acesta este autorul care poate să salveze onoarea unui oraș, Dumbrăveinu. Cred că sunteți, așa spun eu despre mine, tați-mă că sunt cel mai mare poet de la mine din sat, fiindcă sunt singur. Dar și dumneavoastră, Dumbrăveni, sunteți cel mai mare scriitor din Dumbrăveni, nu pentru că sunteți singurul, fiindcă sunteți cel mai bun. Dar ați salvat onoarea Dumbrăveniului, pentru că în felul acesta intră și Dumbrăveniu într-un circuit al cărții adevărate și umple o bucată de raft de bibliotecă cu cărți care rămân. El sunt cel care poate mărturisi în deplină cunoștință, sau nu se spune, îndeplinătatea facultăților mentale, că Nicolae Suciu e un scriitor care rămâne, tocmai pentru că i-am citit toate cărțile, deci nu vorbesc din povești, vorbesc dintr-o realitate a lecturii. Nedumerirea, supărarea mea, revolta mea, revolta unei neputințe până la urmă, este că Nicolae Suciu nu este membru al unui scriitoriu. E adevărat, această condiție nu ți oferă absolut nimic decât dreptul de a plăti o cotizație până te pensionezi. După aia poate că Dumnezeu îți mai restituie ceva din ceea ce ai cotizat. E ca la Caritas. Nu este membru al unui scriitorilor și revolta mea, nu știu dacă am scris ceva zilele trecute, a sporit atât de mult când am citit la sfârșitul anului trecut că un autor din Târgu Mureș, care dacă îl întreb repede nu știe cinci nume de scriitori români contemporani, a fost primit în Uniunea Scriitorilor. E un istoric bun, a cercetat mult, dar e istoric. Adică ideea de Uniunea Scriitorilor și Uniunea Istoricilor nu se cam întâlnesc. Sunt două instituții diferite. Spun acest lucru pentru că Dumnezeu oricum nu are niciun membru al Uniunii Scriitorilor. Marcos nu este. Întoarce telefonul meu, te rog. Deci e nedrept. E nedrept ca un om de valoarea lui Nicolae Suciu să nu aibă această calitate pentru, spun eu, onoarea Uniunii Scriitorilor și mândria Dumbrăveniului. Dar rămâne ceea ce eu spun mereu, nici o uniune nu scrie cărțile, niciun coleg de filială nu te poate face mai mare decât ești, oricâte primii ți-a dat în fiecare an. Mai fac o paranteză ca să vedeți în ce lume minunată trăim ca scriitori. În urmă cu niște ani m-am întâlnit cu președintele filialei din Târgu Mureș și Zenon Titulescu, un medic bun între scriitori și un scriitor bun între medici, pe care l-am întrebat, pentru că dăduse cu o zi înainte primile Uniunii Scriitorilor ale filialei Mureș și zic, ce primi ați dat ieri? Ce nu știu. Păi zic, mai fost președinte de jur.
Ba da. Păi și atunci, ei și tu, Nicu, parcă nu știi cum se dau premiile. Deci nu, Juriu s-a întâlnit la 11 și la 13 a fost sesizată de premiere. Nu-ți fac nimic. V-am luat și eu mai alaltă din premiu. Am zis că o să mi se ciumurlească dacă mai dau ăștia premii. Mă interesează. Și nu, nu-ți fac cărțile mai bune sau mai rele. Domnul scriitorul Nicolae Suciu nu este asaltat de jurii, de critici care să-i aprecieze opera. Dar asta nu înseamnă că el nu va avea această șansă pe care eu am invocat-o mai înainte de a rămâne în literatura română cu cărțile pe care le-a scris, inclusiv cu acest fesim. Că este o carte captivantă din toate punctele de vedere. E scrisă după cea mai subtilă rețetă a scriiturii postmodernistă. Are toate ingredientele postmodernismului, fără, sunt convins de aceasta, să fi intenționat acest lucru. Dar e o devenire inevitabilă a evoluției scrisului românesc și cred că a devenit și Nicolae Suciu postmodernist fără să vrea, fără să intenționeze. Veți citi cartea și veți vedea cam dreptate. Ceea ce mie mi-a plăcut foarte mult la această carte a fost, înainte de toate, încercarea. Cartea este structurată pe 4 calupuri. În primul calup, recuperează un gen de graniță, dar care mie mi este foarte drag, jurnalul. Jurnalul, aparent, nu este al lui Nicolae Suciu. Îl pune în seama unui profesor de filozofie, dar e al lui Nicolae Suciu și e într-un interval de un an și jumătate, din februarie 2020 până în decembrie 2021, dacă am reținut eu foarte bine datele. E un interval în care rezolvă o chestiune obsedantă. Nu? Noi am vorbit cândva de obsedantul deceniu și de felul în care acel obsedant deceniu se regăsește în literatura epocii, deci după anii 60. În literatura română, eu cred că deja a apărut o obsesie care se numește pandemia și deja s-a născut o literatură a obsedantei pandemii. Primul volum pe care eu l-am văzut este al lui Răzvan Ducan, un volum de versuri, paradoxal, despre obsedanta pandemie. Dar, sigur, pandemia tratată epic permitea de desfășurări, iar Nicolae Suciu face acest exercițiu de a cuprinde o stare de spirit pe care generic o putem numi frică. În 2019, Nicolae Devan a scris un roman, a tipărit un roman de altfel, Frica. Frica e o stare extraordinară de complexă. Cred că Steiner a zis că frica e un curaj mai mic. A vorbi despre o astfel de stare de spirit fără farduri, fără trucuri, ci aproape, nu, în cel mai pur stil realist, plimbând oglinda pe marginea drumului și în ea să se reflecte o realitate evidentă în manifestările ei. Face acest lucru cu foarte multă subtilitate Nicolae Suciu. Există, dincolo de acea voluptate a povestirii, există și o plăcere extraordinară de a extrage, de a decupa din realitatea imediată pasaje relevante, care sunt ele însele literatură.
problema este să știi să faci acel decupaj, pentru că evenimentul există, conține literatură, ție nu-ți rămâne decât să transcrii și să pui într-o ecuație narrativă ceea ce ai decupat. Faci acest exercițiu cu foarte multă subtilitate, spuneam, și cu o cursivitate de la un capăt la altul, fără a avea un fir narrativ foarte bine conturat, cartea te duce spre un final pe care ești curios, interesat să afli ce conține, până unde te duce. Ce mai are în plus și care ține tot de tehnicile postmoderniste, ce mai are Nicolae Suciu, este felul în care recurge la referințe librești și la topirea lor în narațiuni. Cred că între prozatorii de ultimă expresie de la noi, Nicolae Suciu e de departe cel care stăpânește realul în așa manieră încât el să devină deopotrivă ficțiune, dar să se constituie și în document. Fiindcă toată povestea și din festinul acesta este o poveste despre realitatea imediată. În acest festin sunt topite parcursuri, mi-a zice, e un labirint întreg acest roman. Ce mi-a mai plăcut, și sigur că acest lucru vine dintr-o deformație, cu ghilimelele de rigoare, a lui Nicolae Suciu, care a scris teatrul și care stăpânește foarte bine dialogul. În proză, altfel poți lucra cu dialogul de cum lucrezi în teatru. Știe însă Nicolae Suciu să insereze dialogurile de așa maniere încât ai sentimentul nu că ești ca la teatru, ci că ești ca la film. Adică secvențele au o succesiune și o derulare coerentă și nu simți tăieturile. Nu? În film ai văzut replica și s-a trecut la următoarea secvență. Imaginea suplinește dialogul. La fel se întâmplă și în acest festin al lui Nicolae Suciu. Reușește să înlănțuie secvențele în așa fel încât într-un final să existe filmul. Intenționam să citesc ceea ce am scris despre carte, însă în graba mare am spart un geam. Mi-am luat numai prima foaie din ceea ce mi-am printat și ar fi fost aiurea să citesc prima pagină și să vă fac trimiterea la următoarele pagini în revistă Filme Public. Așa că îmi cer iertare, domnul Suciu, că n-am intrat într-un discurs academic aplicat, ci am recurs la impresiile de lectură pe care mi le-ați produs prin acest festin. Cred în scriitorul Nicolae Suciu, cred în destinul domniei sale, mă surprinde tinerețea fără bătrânețe pe care o trăiește. Nu spune vârsta, n-avem voie, dar dincolo de etapa vieții în care a intrat Nicolae Suciu, mai are încă multe de spus, are ce spune, fiindcă, deși sunt nici 10 ani de când s-a apucat să
să-și recupereze trecutul, Nicolae Suciu a reușit, cum spuneam la început, să contureze o operă, un destin de scriitor care rămâne. Plecăciune! Domnului Văciuț pentru cuvintele alese și aș vrea să fac și eu o paranteză și anume faptul că, nu știu, aici chiar așa cu totul nu vă putem lua, dar suntem deschiși la orice act cultural, așa cum este acesta de astăzi, vă așteptăm cu drag pe toți de altfel și cei care ne-au mai trecut pragul știu. Iertați-mă, mă rog. Să te rog, doamnă. Vreau să spun la început, când am constatat că o idee ne-a adunat, vreau să spun că sunt aici oameni din Sibiu, din Sighișoara, din Târnăveni, din Târgu Mureș, din Umbrăveni, din Blaj, și Alba Iulia, nu vă supărați. Nu cred că s-a întâmplat să vină chiar așa nechemați cu sule și trâmbițe de către dumneavoastră oameni atât de frumoși și de dragi de toate zonele acestea de inimă de țară în numele literaturii. Că fost și la urma urmei, să știți că eu mai am pe recomandă ca și fiecare dintre dumneavoastră. Am și fotorul care să pardon să mă trezesc, pardon să mă trezesc. Dar am venit cu drag să ne vedem, fiindcă e ultimul liman pe care îl mai avem noi între noi. Eu spun, la Târgu Mureș așa, cu amărăciune, dacă vrem să facem cultură, să ne facem noi, nu ne face nimeni. Absolut. Nici o instituție, nici partidul, nici guvernul, mă rog, partidele, cum vreți, nici măcar instituțiile care sunt finanțate, așa precar cum sunt finanțate, ca să fac cultură. Sunt biblioteci chiar în zonele pe care noi le parcurgem, pentru care depinde nici de există Ziua Culturii. Am fost la Sighișoara ieri ceva, cum? Am văzut pentru. Nimeni nu a vă mai dau încă 20 de orașe din zona asta în care nu s-a întâmplat de nimic. E adevărat că Ziua Culturii durează 365 de zile. Dar măcar așa, formal, ele ar fi trebuit să se întâmple aici și acolo câte ceva, măcar în instituțiile astea. Bibliotecă, muzeu, teatru, avem și noi și Teatru Național, chiar dacă s-a mutat, încă nu s-a mutat. Case de cultură și așa mai departe. Adică ne rămâne nouă, că până la urmă noi am decis să fim astăzi aici, să ne salvăm nu doar pe noi, să ne salvăm și cititorii noștri și dacă îngăduiți să fiu chiar atât de aspru, să spun să salvăm cultură. Înainte spuneam că am rezistat prin cultură, acum cultura trebuie să reziste prin noi. Altfel. Cum mai deja spuneam și îmi permit să o repet, sunteți așteptați scriitori, poeți, profesori, oameni de cultură aici în instituția noastră pentru a realiza asemenea acte culturale, pentru că suntem dornici și noi și suntem deschiși și mai mult decât atât, trebuie să o spun, împreună cu colegul meu, Mircea Fontârnău, aici de față, avem și un moment online, o emisiune, cum să-i spun, un podcast, seară de poezie. Am fost seară de poezie medieșană, dar ne-am extins și mă bucur că doamna Costescu este aici. Putem să ne extindem, să facem seară de lectură. Este tot online, a fost în perioada pandemiei, dar o putem continua seara, după amiaza. Cred că a fost foarte bine. Este Cornel Fugașu, care a participat la o asemenea emisiune. Deci suntem și noi dornici și încă o dată, cu drag, așteptăm scriitorii poezii. Avem și gaz. Dar avem și dorință pentru cultură, pentru că așa cum este și acest spațiu care ne permite să organizăm asemenea evenimente, atunci o facem. Nu contează că este peste orele de program, că s-a făcut noapte, că este plin. Poate fi și seara, poate fi și în curte, în conjunct.
concert rock, cum de altfel am avut, orice activitate culturală care poate să strângă oameni la un loc ce gustă asemenea momente atunci cu mare drag. Mergem mai departe, desigur, felicitându-l pe autorul festinului, domnul Nicolae Suciu, vă invit la microfon. Dragi prieteni, pentru că toți îmi sunteți prieteni și stând acolo la masă, v-am simțit căldura. Veneau valuri de căldură din ochii și din fețele dumneavoastră, din linia fețelor dumneavoastră. Simt și acum. Și sper să nu mă intimi fusticesc dacă mă gândesc prea mult la căldură. Nu. Încep să știți un moment deosebit. Aștept întrebările dumneavoastră. Eu zic că așa era frumos să puneți întrebări. Dar încep cu un moment, momentul în care am scos de la deasă cartea. Eram în mașina mea cu domnul editor și îl întreb la un moment dat așa, ca un frate. V-a plăcut romanul ăsta. Nu pot să zic așa, pași, cum sunt, am plecat. Știți ce mi-a răspuns? De fapt, a și spus-o mai devreme, la altă. Zice, prea rar ca scriitor, astăzi, care să scrie despre prezent. Așa este? Să știți că răspunsul ăsta, pentru mine, a fost tot foarte simplu. O să zici că merge paralel cu ce cu întrebarea mea. E un răspuns delicat. Dar să știți că m-a pus mai mult pe treabă. Așa cum au pus pe treabă și alte găselnițe ale vetrei vechi. Acestui redactor șef îi merge tot timpul mintea la altceva. Să facă un alt program, să pună niște întrebări. Să scrii despre, acum care a fost ultima, ce v-a adus pandemia, ce v-a luat pandemia. Băi, ce întrebări grozave. Am scris romanul ăsta, festinul, și parcă îmi părea rău că l-am scris. Că aș mai fi adăugat ceva acolo. Și cred că v-ați dat seama. Ar mai fi adăugat ceva acolo. În sfârșit, venind spre Mediaș, mă gândeam ca întotdeauna, înainte de o lansare, doamna profesor Ligia Cichi știe foarte bine treaba asta, că mie nu îmi vine să vorbesc despre romanul care e pe rol acum. Nu știu de ce. Lucrez la altceva. De exemplu, zile trecute am scris despre cartea Monica Drosu, despre Ioan Popa, și aveam acolo cronicile dumneavoastră, domnule Feri, sau de soție, Daniela, Maria Daniela Bărăza. Și vă dați seama, mi-am ocupat timpul cu altceva. Nu mai la festin să nu mă gândesc. Oare de ce? Pentru că poate n-aș vrea să vorbesc despre festin. Sau aș vrea să vorbesc despre el, dar să nu mă audă. Să nu mă audă Aurel Ciupe. Că dacă mă spune la Omica, fiindcă am vorbit de Omica, care mama mea care a murit în septembrie. Să știți că am un moment extraordinar să vă povestesc, nu știu dacă vă rețin un pic, dar este de de-a dreptul fascinant, am să scriu. Veneam de la un simpozion. Și știți cum să vine de la un simpozion? Cu plasa plină de cărți, multe cumpărate, cum era la Ambro, cumpăram foarte multe, și multe primite cadou, că
afară pe Laiza și se uită, ai vin? Nu vrea, nu vrea. Am zis, ia de grup. Face. Văd că ea a adus cărți. Da. Păi n-ai de zis tu vrea acolo, mă copil. Unde le mai duce pe asta? Și ăsta le pun undeva. E vorba să le citim. Adevărat, adevărat, zice. Dar unde le pui până la urmă? Ori le țâlge în fântână. Știi că trebuia să glumească, era omul care nu m-a putin astea un bani. Le țâlge în fântână. Am zis, măi, că țâlge în fântână, fântâni? Bă, face, adică cum vine așa? Trebuie în șapte clasă. Adică cum vine asta? Ca să nu uită și cărțile astea sunt fântâni. Așa cum tragi apă din fântână, scoți și tot mai multă vine, așa și cu cărțile. N-ai zis dumneata când eram noi copii, că fie cartea cât de rea, numai bine te învață, mă, copiile, ca și învățătorul. Învățătorul rău face copiii buni, ca zicea tata, bunicul. Ei, vă dați seama, cum gândim? Când avem cărțile în mână. Avem cărțile în mână. Ne gândim că sunt fântâni. O carte este o fântână nesecată. Am în mână festinul care e pe masă. Nu chiar în mână. Am în mână festinul. Și gândindu-mă, mai înainte am fost la un interviu sus la etaj și vorbeam despre realitate. Care realitate? Care e realitate? Și care e ficțiune? Dacă deschidem pe Iliade, oceanografie, auzim că un lucru devine semnificativ în momentul în care participă la un prototip. Și vorbea acolo de butucul din povestirea lui Ioan Popa. Și devine, deci, în momentul în care participă la prototip. Lăsăm timpul nostru istoric deoparte, personal, și mergem cu memoria undeva într-un alt timp. Ilo tempore, spune Eliade. Și atunci constatăm că lucrurile acestea și oamenii pe care îi vedem devin sau nu devin embleme, intrucitatea, embleme sau vehicule ale principiilor. Metafizice, am citat imediat. Deci devin sau nu devin. Și să știți că cel mai mare război e cu cei care vor să meargă pe urma autorilor să descopere personajul. Merge la urmântul lui Ion, al lui Rebean, sau Ani. Știți că putem merge acolo? Ana, pe numele ei adevărat, era Lodovica. Și a trăit 75 de ani. Sau avea 75 de ani în 66. Când s-a împlinit cu Sobean. Când am sărbătorit centenarul lui. Și am vorbit cu ea, nu? Deci care e Ion ăla? Și care e Ana aia? Și care e Lodovica? Ce vorbim, domnule? Ce vorbim? Deci unde e realitatea? Realitatea aici, ziceți. Nu e mai realitatea, că a fost, ne-am pus la masă. Și nu e realitatea asta, că fuge după ce plecăm. Ne uităm în oglindă, pe zi, în Zănescu și suntem mai tineri pe o secundă în oglindă. Deci, care e realitatea? Și să vedeți cât de mult ne ajută ficțiunea, spune, de fapt, Aristotel acolo, că nu scriem, a vorbit mai înainte domnul Feri, nu scriem, poetul nu trebuie să scrie despre ce s-a întâmplat. Și ceea de despre ce ar fi trebuit să se întâmple. Sau despre ce ar fi să se întâmple, nu? Deci, și dacă bineînțeles, dacă respectă problemele de adevăr. Bun. Festinul a ajuns așa pentru că după primul text de 40 de pagini, vorba de Calupul 3, ăla scris în manieră.
m-a pus pe fugă. Și m-a motivat într-un fel. M-a motivat. Om bătrân să iei predic. Și, opa, am zis, opa, că mai am eu ceva acolo și facem conexiunea. Da, da, acel ceva nu era gata. Și am mai trecut un, am mai venit un concurs vis de toamnă, și iar am luat un premiu, mare premiu. Așa că romanul ăsta e alcătuit printre altele, sau conține, trei texte, a câte 40 de pagini, de calculator, din alea mai, care au fost premiate. Ultimul premiu fiind premiul jurului, azi vară. Vă să zic că, iată cum te poate marca și o problemă din asta, deci să, cineva să te încurajeze în felul ăsta, dar și publicistica în care nu credeam. Nu credeam, să știți, nu mai credeam în așa, nu mai credeam în nimic. Din anii 80 nu mai credeam în nimic. Nu. În primul calup este vorba despre Ciute, despre Relu Ciute, un redactor la radio local. La noi în Brăbeni a fost Ora Locală. Cine știe de acolo, știe. A fost Ora Locală unde am fost eu redactor. Deci de acolo am experiența. Și bineînțeles că mă zgâria și fragmentul ăla luat pe el, bineînțeles. Dar mă zgâria. Trebuia să scriu neapărat. Dar oare puteam să scriu dacă nu începeam jurnalul de cititor, să scriu la jurnalul de cititor care mai și scrie, care apare în cadran jurnal Mureșan. Vedeți? Vă să zic că puteam să scriu. Puteam să mă exteriorizez. Puteam să mă detașez. Ca să se detașeze. Chiar și la jurnal. Deci timpul în care se petrece atunci e unul și timpul în care scrii e altul. Și peste tot, de fapt. Peste tot. Chiar și istoria, dacă scrii, nu se poate. Că nu se poate să scrii în momentul ăla. Nu se poate să scrii despre ceea ce s-a întâmplat în momentul ăla, decât dacă te așa în timp. Asta înseamnă să te așezi în timp. Deci, în calupul întâi, e vorba despre Ciute, care scrie jurnalul. Ăla e singurul jurnal. După aceea, calupul 2, despre Vanda Gentilă, am revenit o profesoară de biologie, care în momentul în care i s-au scos, scoase la reformă componentele organe umane, așa, în curtea școlii s-a dus să le recupereze scheletul, craniul, ficatul, primit, sau nu știu ce, să le ducă acasă. Pentru că amintea de profesoara ei, de zilele alea, și pe, și erau foarte vechi, de pe vremea vechiului regim austro-ungar sau Habsburgic, mai știu eu, și îi spune de la poartă că să iasă, spune portarul, zice, eu n-aș spune mare, adică s-ar putea întâmpla să mă îmbolnăvesc sau știu eu. Deci Magda Vintine care se îmbolnăvește de COVID și nu mai aștept de ce face, că e singur acolo, fata e plecată în Statele Unite și pur și simplu parcă nebunește acolo. Și vine niște tip care pot să se implementeze un program, o trăiește pozitiv, se pun acestui orice mică vișină din aia care să prindă și să o salveze de COVID. Deci să nu se mai îmbolnăvească niciodată de COVID. Bineînțeles că ea e frică. E frică că ăștia o tragă în piept sau vin după aceea și fură sau vin după aceea și o moară. Okay. În sfârșit, calupul 3 este cel cu domnul care se uită prin punct și domnul care nu se uită prin punct. Care stau în locuri diferite. Nu, ei nu stau în același loc. Stau în locul de vis-a-vis. Stă Ion Ilă Voilă din romanul precedent pe nume Locomotor. Ăsta stă în scaunul de rotile, unul are hepatita A, altul are hepatita B și altul hepatita C. Domnul care se uită prin punct, scrie
și le trimite lui locomotorul, care în sfârșit scrie ca lumea, chipurile, scrie ca lumea petiția și o trimit la 112 sau la OPC. Udară 112 și dragă OPC. Dar nu trimite chiar el, că e de lui Elenu Ciute, le lasă cu scripetele o sfoară și într-o găreată și cu acele găreată merg cu pădăturile în sus. Că ei n-au vrut să iasă, nu au putut să iasă de acolo. Sunt bolnavi, nu? Bolnavi, printre altele, sunt de COVID. O domnul care nu se uite cum face COVID. Și după aceea pleacă și moare de valoare. Da. În sfârșit, un alt personaj este Marmota, care e poreclit așa, o tipesă care își plimbă peștele pe stradă, pe bulevard, în lesă, cu peștele în lesă. În Calupul 4, în sfârșit acolo, întâlnim Festin, pentru că se pregătește o masă. Vine Teo, milionarul, însă zic, Varvari. Vine Varvari de la București, prietenul lor milionar și are o campană și să întâlnească toți ăștia. Și acolo are loc lovitura de gras, adică Doru Stipia, pentru care el, relul, fusese bătut și ținut în cotetul de porci, asta în primul calup. Deci ăla, până la urmă, se terorizeze în așa fel încât ăsta să fac un ABC și să ajungă în spital. Și chestia cu cotetul de porci. Am un coleg în Maramureș, la Desești, care acum citește romanul pe terminate, și zice, domnul, băi, băiete, bă, roman palimpsest. Și tot îmi spune el acolo, pe Messenger, că ne vedem. Băi, frate, bă, dar îmi place, mă, îmi place cu tare. Și astea sunt grozave, dar de la a-ți place ceva și până a scrie, deci să-ți place, din distanță te sunt de lună și aștept să scrie. Poftiți, mă iertați că am trăgănit. Rupe și ne rupe. Mulțumesc odată tuturor celor de față de la care vine căldura, cum am zis. Veniți din diferite părți, inclusiv din Gârlos, colega mea de clasă. Și mulțumesc colegilor care nu odată au reușit să nu numai să răspunsă cărțile, ci să scrie. Domnul Feria are peste 100 de bani de cărțile mele. Poate este cel mai câinos, domnul Văzut știe. Ia tot, să știți, așa cum ia cu plugul, așa cum e cu plugul, tot. Și răstoarnă bine. Cam așa e domnul Întrufei. Și într-un fel vă bucur. Mulțumesc organizatorilor care au făcut posibil întâlnirea aceasta într-un cadru atât de frumos. Ce teatru național, domnul? Teatru internațional. Național. Și acum poftiți, spuneți două. Întrebați. Că nu mă supă. Vreau să spun. Doamna Gabriela Costescu, poet și șeful Senatului Crenelu Simțoare. Stați lângă mine. Da. Bună ziua! Sunt Gabriela Costescu de la Sighișoara. Într-adevăr, sunt președinte Asociației Literare Crenelu Sighișorene și pentru început vreau să vă aduc salutări și felicitări din partea excelentei sale domnul ambasador George Călin, care i-a oferit domnului Suciu Nicolae premiile de care vorbea. Deci este vorba despre premiul Gavija, premiul Marin Preda și acum de curând a mai fost premiat. Dar premiat este domnul Nicolae Suciu de cititor în primul rând. Cititor care sunt eu. Mi-a plăcut foarte mult ce au spus antevorbitorii mei, Răzvan Ducan, domnul Nicolae Bălciuț, domnul la care soțul domnului Daniela. Deci, domnul Feri. Eu n-am citit încă această carte, dar din cele ce am auzit aici, sunt sigur că
acele boli subtil introduse în carte pe care le-au primit personajele, rog, fără nume, cu siguranță au și nume real, sunt de fapt linii ale caracterului unor persoane. E vorba aici de foarte mult snobism și dacă vrei să te distrezi, să vezi și ridicolul pe care îl prezintă unii oameni, adică e cam povestea prostului cu drobul de sare, vai de mine dacă se întâmplă și vai de mine ce-o fi. Am citit în didactica Nova și m-am distrat foarte bine. O prietenă care vrea să se deconecteze de la real, zice, dă-mi o carte bună. Păi îți dau Nicolae Suciu didactica Nova și râs până dimineață. Nici nu lăsa pe din mână. Pe cine? Îmi place umorul așa, umorul serios, pentru că eu îl cunosc de foarte mulți ani pe domnul Nicolae Suciu, niciodată nu știu când zice o glumă sau când e în serios și de multe ori fac ochii mari și era o glumă. Da, e interesant să ai așa un în preajmă, cred că soția dumneavoastră este foarte mândră. Și vorbim despre fântânile, despre care zicea mama dumneavoastră, aruncați-le în fântână, păstrați în cerul sufletului dumneavoastră această amintire frumoasă a celei care le-au dat viață și care a format așa un caracter extraordinar, pentru că această doamnă este încă aristocrată cu 7 clase, mama dumneavoastră, pentru că aristocrații nu sunt pentru că și-au adunat nu știu ce... Mamele noastre sunt în noi, să știți. Da, și atunci... Nu-s plecate. Să sunt spun că venind aici la media și nici pentru mine nu-i întâmplător, o tatăl meu care s-a născut la Turnul Măgurele, la 14 ani a fugit de acasă și a fugit aici în Mediaș. Unde am cunoscut o familie care l-a găzduit și a făcut ucenicia la automecanica și din cauza tatălui meu am iubit și eu mereu Mediașul. Am mai fost la câteva evenimente culturale, dar vreau să vă spun că dacă dumneavoastră din atâtea locuri ați venit la Mediaș pentru Nicolae Suciu, nu neapărat pentru dânsul, ci pentru ce are în suflet, în minte, și o transpus în această carte. Felicitări și cât mai mult cititor. Mulțumesc tare! Domnul președinte de la Asociațiunea Astra Blaj Municipal. Domnul Iona. Mulțumesc că m-am astăzi la Mediaș, ocazia lansării acestui volum. Vin de la Blaj, direct de la omagierea Poetului Național Eminescu, azi la Blaj. Ieri a fost în satul Cerdea Grânoasă, deoarece că acolo a trecut Mihai Eminescu, unde s-a dus la Alba Iulia, la adunarea generală Astra. Sunt cu o parte din colegii mei, Ioan Brad, de la Alba, Carolina Balga de la Teiuș și Medieșanu Plăjan, Cornel Bugaciu, pe care cunoașteți. Despre carte nu vorbesc, nu sunt chiar în domeniul de literatură, eu sunt mai mult un om al culturii în general. Dar atât vreau să zic și să vă spun, că îl cunosc pe domnul Suciu, pe colegul de la vreo 15 ani, o legătură strânsă între Dubrăveni, Șaroș, Blaj și Pănade. Știu că a fost foarte strâns legat de familia Brad, Ioan, Alexandru și ceilalți. Am participat și noi la Dubrăveni la înființarea despărțământului Totimotecipariu, la lansarea, la dezvelirea bustului, deci există o legătură sufletească și când aude domnul colegul, atunci totdeauna reverberăm și venim la orice lansare când este posibil.
Acum, de fapt, am și lansat aseară invitația să lansăm această carte și în data de sâmbătă, 28 ianuarie, cu ocazia Festivalului de Poezie Național Ocrotiț de Enescu, pe care tot distin și oaspeți de azi vor veni, sper, și la Blaj,